Vă spune un bun venit în seara aceasta tuturor aici la Biserica Biruința. Sper că vă simțiți deja bine și dacă ați avut probleme cu orientarea, no, acum e ok, știți unde e Biserica Biruința. Vă invităm pe toți să ne ridicăm. Invit și trupa de chinare să vină aici în față. Vom avea un timp de laudă la adresa lui Dumnezeu. În seara aceasta vrem ca să petrecem acest timp special cu Dumnezeu. În tot ce se va face aici, rugăciune, închinare, haideți să ne deschidem toată inima să învățăm ceea ce Dumnezeu vrea să ne spună astăzi, indiferent prin ce. Așa că o seară plăcută tuturor! Pentru cruce îți mulțumesc, pentru prețul ce-ai plătit, ai purtat păcatul meu, rușinea mea, mi-ai dat aminunat. Mulțumesc că I'm
Seara și pace. Vă frică să ziceți bună seara și pace? Cine n-a fost niciodată la Biserica Biruința, mâna sus? Oh, dar mulți. Bun, Domnul să vă binecuvinteze, bine ați venit, haideți să-i salutăm pe cei ce au venit prima dată. Ești tu, Jimmy, n-ai mai fost? Ai fost dincolo, dincolo de zid. Bun, ne bucurăm în seara aceasta să fim împreună, să avem părtășie împreună și aș vrea să ne salutăm și unii pe alții. Poate deja ați făcut-o, dar cred că atmosfera sfântă se creează atunci când ne iubim unii pe alții și chemăm numele Domnului peste noi. Haideți să ne spunem unul altuia bun venit și un călduros așa, pace și salutări. Întoarceți-vă stânga, dreapta, în toate părțile. Așa, în mod special, vrem să salutăm în mijlocul nostru, în seara aceasta, pe fratele păstor Vladimir Pustan, Domnul să-l binecuvinteze, îi spunem un bun venit și vă rog să-l salutați și voi. Când am venit, am întrebat când ne-am întâlnit noi ultima dată și era vorba de întâlnirea de la Sibiu, de la Polivalentă, dar nu, între timp ne-am mai întâlnit odată, pe atunci zburam. Pe vremuri oamenii nu zburau, dar acum ne-am învățat să zburăm. Și împreună am zburat în Spania și încolo și încoace și în seara aceasta ne bucurăm să fim împreună aici, să ascultăm cuvântul Domnului prin el, Dumnezeu să-l binecuvinteze. Vreau să-i dau două versete de salut și totodată de încurajare, nu numai fratelui Vladimir Pustan, păstor la Biserica Sfânta a Treime din Beiuș, ci și nouă tuturor. Dimineața citeam la părtășie, pe aici este timpul meu în Evanghelia după Ioan și mi-a atras atenția două versete interesante care sunt mai degrabă, cred eu, pentru predicatori. De aceea am spus că sunt cele două versete și salut pentru fratele Vladimir. Este vorba de Evanghelia după Ioan, capitolul 12, versetul 49 și versetul 50. Versetul 49 și versetul 50, cel mai mult bun predicator din lume, care a trăit, care a fost sau și este Domnul Iisus Hristos și el spune așa, căci eu n-am vorbit de la mine însumi, ci Tatăl care m-a trimis. El însuși mi-a poruncit ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Ce interesant! Pe mine m-a pătruns cuvântul acesta. Dumnezeu ne poruncește ce trebuie să spunem și cum trebuie să spunem, chiar și modalitatea. De aceea Dumnezeu să-l împuternicească în seara aceasta pe fratele Vladimir Pustan cu cuvintele lui, cuvântul lui Dumnezeu. Și oricine este aici și fiecare este binevenit în locul acesta, să înțelegem lucrul acesta și să înțeleagă fiecare acest aspect, acest adevăr. Dacă se vorbește cuvântul de aici, este cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul lui în seara aceasta. Și știu că porunca lui este viață veșnică. Versetul 50. Știu că porunca lui este viață veșnică. De aceea, lucrurile pe care le spun, zicea Iisus, le spun așa cum mi le-a spus Tatăl. Amin. Așa că, cu plăcere și bucurie, îl ascultăm pe fratele Vladimir Pustan, Dumnezeu să-l binecuvinteze. Slăviți să fie Domnul! Aș vrea să mă
pregătit cu ceva de acasă, dar versetele astea m-au făcut să nu mai zic aia. Matei, capitolul 19, de la versetul 16 atunci, dacă e vorba de viață veșnică, 22. Tânărul bogat, așa scrie Cornilescu că s-a intitulat textul acesta, tânărul bogat. Nu dacă știți, în Sfânta Scriptură nu există aceste subtitluri, au fost adăugate ulterior în Biblie. Tânărul bogat, asta este un vis, nu, până la urmă. De obicei, bogăția o ai când nu mai ești tânăr. Atunci s-a apropiat de Iisus un om și a zis: învățătorule, ce bine să fac ca să am viață veșnică. El a răspuns: de ce mă întrebi ce bine? Binele e unul singur, dacă vrei să intri în viață, păzește poruncele. Care? I-a zis el. Și Iisus i-a răspuns: să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să cinstește pe tatăl tău și pe mamă ta și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Tânărul i-a zis: toate aceste porunci le-am păzit cu grijă din tinerețea mea, ce-mi mai lipsește? Dacă vrei să fii desăvârșit, i-a zis Iisus, du-te de vinde ce ai, dă la sărat și vei avea o comoară în cer. Apoi vino și urmează-mă. Când a auzit tânărul vorba aceasta, a plecat foarte întristat pentru că avea foarte multe bogății. Amin. Se permite să dau jos și haina, că e cald aici. Mai ales când mă auzi că dincolo ceva morgă. De cele mai multe ori în bisericile noastre, să știți, cei morți, de cei vii nu sunt despărțiți. Sunt împreună pe scaune. La Sibiu ați rezolvat problema cu un zid. Poate cea mai promițătoare întâlnire a Domnului Iisus Hristos cu cineva. Să fii tânăr, bogat, neliniștit, copt, să asculți Evanghelia. Exact cum imaginez eu că veniți voi duminică dimineața la biserică. Abia așteptați să ajungeți la biserică. Ce ne mai spune și astăzi? Ce vă mai învăța și astăzi? M-a întrebat Jimmy mai înainte cum era pe vremea noastră. Păi, și la noi se predica de la 9 până la 2, cam de la 2 ținea slujba. Și numai cine nu voia nu predica. Și eram 15 băieți și fete. Stăteam în biserică. Nimeni nu ne-a întrebat vreodată dacă înțelegem ce ni se spune. Niciodată n-am avut o seară a tineretului sau o oră, două puse la dispoziție. Gândul nostru era ca să creștem mai mari și să putem fugi de acasă. Toți 15, stăteam în biserică liniștiți, fiecare dintre noi aveam visul să creștem mari și să putem să fumăm și să bem nestingheriți. Asta era gândul pe care îl aveam în biserică. Nimeni nu ne-a întrebat, am plecat toți 15, asta a fost ideea. Nici nu știu dacă știe biserica că am venit înapoi. Vreau în seara aceasta să vă spun că e un timp extraordinar că ați venit aici ca să puteți să puteți să vă vedeți de suflet. Nu știu dacă știți, după 40 de ani, pocăința e foarte grea. De la 70 de ani, aproape imposibil. Oamenii se mântuiesc cam până pe la 25 de ani. Ați pierdut terenul ăsta, va fi mai greu, pentru că se întâmplă ceva cu sufletul dumneavoastră. La noi, în Bihor, cuvântul este a se câini. Începe să se betoneze sufletul. Ați venit pentru că ați simțit o neliniște interioară. Dacă ați venit din obligație sau din obișnuință, e rău. Știam că Sibiu e mult mai înainte decât la noi, din Beiuș. Nici o cântare din asta n-am știut. Toate au fost noi pentru mine. Am stat mut în tăcere. Vă rog să mă credeți, n-am cunoscut una dintre ele. Și am zis, pare rău că n-am adus cu mine, dar să-i rog pe cei de la tehnic să-mi dea o casetă să le spun la, să le arăt la anoști, la tineri, să vadă cât e de departe Sibiu.
Când o să dăm și noi un președinte, o să avem și noi dreptul să schimbăm muzica. Ce-i cu tânărul ăsta? Tânărul ăsta are o problemă. Știți, când l-a întrebat pe Iisus Hristos, în textele paralele, se spune că pe când era gata de plecare Hristos, se iasă afară din biserică, tânărul ăsta l-a abordat pe scări. Și de aici începe tragedia. Există un fel de viață din asta, o religie de tip fast food. Când se ies pe scări. Când oamenii ies pe scări, se întâmplă de multe ori că pun și mie întrebări când îți transpira tot și nu știu cum să ajung în mașină, întrebări existențiale. Nu știu unde a fost cât a predicat Hristos. Probabil că a stat vreo 6 ore într-un loc și avea timp suficient ca să-și vadă de viață. Dar nu, dar era obișnuit ca să rezolve problemele scurt. În câteva minute se rezolve și problema vieții veșnice. A moștenirii vieții veșnice, pentru că averea o moștenise deja. Moștenise numele lui taică-său, ăla de bazat. Și voia să moștenească cerul. Dar tot așa scurt, la fast food, în trecerea mașinii, nu te oprești decât să spui ce vrei. Arunci banii și îți iei pâinea și ai dispărut mai departe. A vrut să prindă și cerul exact așa. Fsc! Și să plece. Știți cam cum ar fi asta? Cam cum ai vrea să fii medic bun și să stai toată ziua pe Facebook? Sau un pianist bun și să dormi până seara la până dimineața la 9:10. Exact așa cum ați vrea ca să fiți pocăiți adevărați cu 5 minute 10 de rugăciune pe zi. Așa cum ați vrea să fiți înțelepți cu 5 minute de citit Biblia pe zi. Fast food. Așa în goana curente calamă, cum ziceau, în goana condeiului să le facem pe toate. Pe când era gata să plece, a zis, stai puțin, eu cum fac cu viața veșnică? Va trebui să vă învățați că trebuie să vă opriți. Spunea Traian Dors, întrecerea grăbită din lume către veci, fă-ți timp, măcar o clipă, să vezi pe unde treci. Oricum alergăm toată ziua. Viața asta e caracterizată prin grabă și gălăgie. Iubim în grabă, nu? Murim iute. Toate le facem rapid. Mâncăm repede, vorbim repede, vorbim din ce în ce mai scurt, folosim jumătăți de cuvinte în mesajele pe care în curând o să fim o generație care o să mormăim doar. Și o să înțelegeți mormăitura. Nu, eu nu vorbesc acum de cei căsătoriți, că ăștia știu deja ce zic eu. Eu vorbesc de voi, cei tineri. Și totuși întrebarea rămâne. Cum pot avea viață veșnică? Vezi, veșnicia, când vorbim despre veșnicie, creștinismul este o religie care nu promite prea mult aici. Dacă vi se promite mult aici, să nu-i credeți pe ea. Se promite ceva dincolo. Și nu-mi imaginez de fel pământul acesta care are vistele martorului Jehova. Nu-mi-l imaginez așa. E prea mult verde și ne-a spus. De câte ori vin la mine la poartă. Sunt momente care nu vin. Culmea singurătății să nu te mai cerceteze nici martorul Jehova. Asta am vrut să spun. Că e prea mult verde în pământul lor, în revistele lor. Trebuie să fie albastru ceva, dacă îți băga de seama. Adică trebuie ca să trecem de la verdele de Paris la albastru de Voroneț al cerului. Veșnicia este slăbiciunea noastră și a creștinilor. Pentru că nu putem oferi prea multe pe pământul ăsta. Pentru că noi putem oferi doar cerul și asta e atât de depărtat față de visele ușoare
pe care ți le vrei acum împlinite. O mașină, o garsonieră, pe Ioana. Cam asta ar fi. Și totuși există viață veșnică. Dacă știi că nu există, probabil că m-aș duce unde s-au dus Beatles și la sfârșitul carierii, în India, să stau și să-mi petrec restul într-un copac, în timp, și să... iarbă. Stau aici cu voi pentru că speranța noastră e o altă zi când se va dizolva ziua în eternitate. Mi-au telefonul. Vreau să vă citesc mesajul pe care mi l-a trimis Părintele Protopop de Cluj zilele acestea. Îmi spunea în felul următor, apropo de cer, ascultați. Abia aștept să ajungem dincolo. Dacă pe pământul acesta am vorbit puțin, aștept ca să ajungem în veșnicie unde vom sta câteva miliarde de veșnicii de vorbă. Te rog să transmiți bisericii pe care o păstorești binecuvântarea pe care ne dorim împreună să ajungem acolo sus. Cerul, avem de cântarea că e un loc minunat, plin de har și slavă. Și totuși cum putem să avem viața asta? Pentru că e o viață. Întrebarea asta, să știți că a fost pusă pentru că e o întrebare de o importanță extremă. Și tânărul acesta vine și priviți tablou. Hristos voia să plece, el vine la sfârșit. Nu s-au amestecat cu vulgul, că e miroseau, transpirăcioși, așa, ca și sconc și nu s-a amestecat între ei. Probabil că a stat departe, probabil că a stat în mașină. Să nu se amestece cu lumpe proletarii ăștia. Și în momentul în care a ieșit Hristos, a fugit și el acolo și a zis, s-a pus în genunchi și a zis, bunule învățător, ce trebuie ca să fac ca să moștenesc viață veșnică? S-a pus în genunchi, înseamnă că întrebarea e serioasă. El era un om școlit și s-a pus în genunchi în fața fiului dulgherului din Nazaret, despre care se știa clar că nu făcuse niciun fel de școală. Deci vă dați seama cât de importantă a fost întrebarea asta pentru el și cât de mult își dorea un răspuns la întrebarea asta, încât s-a umilit el, omul cu școală și omul cu bani, omul cu nume în fața unui om, fără școală, fără nume și fără bani. S-a pus în genunchi și a spus ce trebuie ca să fac eu ca să moștenesc viața veșnică, pentru că indiferent câți bani am, indiferent cât nume am, până la urmă, asta e un lucru capital, pentru că trupul acesta se va sfârși într-o zi. Dar sufletul este veșnic și nemuritor. Înseamnă că e o întrebare capitală. Și asta trebuie să și-o pună fiecare. Predau de ani de zile, de 15 ani să zic, predau în universitate. Ei bine, mi-aduc aminte că în urmă cu 15 ani în universitate, tinerii aveau o grămadă de întrebări. Dacă mă credeți, din 50 de minute cât predam o dată, eu nu știu dacă 20 de minute spuneam eu ceva. Restul trebuia să răspund la întrebări. Mă opreau. Domn profesor, de ce asta așa? De ce cealaltă? E bine, nu prea știam răspunsurile la multe atunci întrebări și zăpăceam eu să treacă timpul, să fiu salvat de clopoțel. E bine, acum când știu o grămadă de răspunsuri, nu mă întreabă nimeni. Stau toți așa și alerg și eu, ca și ăla filozoful prin munți și strig, domnule, am și eu un răspuns, are cineva o întrebare? Nu?
Are cineva o întrebare? Nu mă mai întreabă nimeni nimic. Acum. Și e bine să vă întrebați. Trebuie să fiți o generație de întrebăcioși. De oameni care să nu creadă totul, să verifice. Să întrebe, să pună întrebări. Ați înțeles? Da, toți. Nu vă mulțumesc cu atâta. Domnule, n-am înțeles. Zice Domnul Iisus Hristos, știți și calea și drumul spre acolo. Și zice Toma, nu știm. Parcă este un refuz al mândriei în clipa aceea. Să zici că nu știi. Bă, zice, uite-te la el. El nu știe, dar nici nu știau. Deci parcă mi-e frumos să mergem în iad așa neștiutori. Stați la locurile voastre. Nu știm, domn profesor, asta este. Nu știm, maestre. Ce-ar folosi un om să câștige toată lumea aceasta dacă și-ar pierde într-o zi sufletul? E cea mai, importantă întrebare a vieții. Unde mă voi duce când nu voi mai fi? Ce va fi cu mine? Cum voi putea avea viață veșnică? Asta trebuie să mă întreb. Nu? Nu contează că nu știți rezultatele diviziei naționale de fotbal. Nu contează că nu știți cine-i prim-ministru. Poftim. Vă dau voie să aveți și asemenea grade în cultură. Și vă garantez că n-ați pierdut nimic. Nu contează că nu știți cine e căsătorit și cu cine, cine la ce biserică merge. Nu contează că nu știți tot ce se întâmplă în jurul vostru. Dar contează foarte mult ca să știți și obligatoriu ca să știți ce se întâmplă în sufletul vostru. Trebuie să vă gândiți că înainte de a avea o înțelegere asupra lumii acestea, trebuie să aveți o înțelegere asupra propriei dumneavoastră identități. Cine sunt eu, de unde vin și unde plec? Dincolo, în lume, o să se chinuiască, în lumea cealaltă o să chinuiască o grămadă de oameni care știu totul și n-au știut ce-i la ei în suflet. Așa cum, de exemplu, de multe ori nu știm ce la noi în casă. Ne interesează ce-i în casa altuia. Nu știm ce-i în biserica noastră, ne interesează ce sunt bisericile altora. Dar cu ei ce va fi? Și cine pune întrebarea asta? Cu ăsta ce va fi? Zice Petru. El care se lepădase de Hristos, pune întrebarea lui Iisus Hristos despre Ioan, ce va fi cu el, care rămășese la cruce până în ultima clipă. Tot timpul ne interesează ce va fi cu altul. Ce va fi cu tine? Ce va fi cu mine? Pe primii bani americani, pe primul dolar, s-a scris pe o parte, noi credem în Dumnezeu. Pe cealaltă parte scrie, vezi de treaba ta. Și eu cred că treaba fiecăruia dintre noi e ca să știm ce e cu sufletul ăsta nostru. Să vedem ce va fi cu el. Cum ne raportăm înaintea unui Dumnezeu. Înaintea unui Dumnezeu mare. Deci, aceasta este un răspuns pe care obligatoriu va trebui să-l primiți din partea celor care vă predică. Ce se întâmplă cu sufletul dumneavoastră? Dacă nu știu răspunsul la întrebarea aceasta, ce trebuie să faceți ca să fiți mântuiți? Schimbați biserica aceea, schimbați predicatorul. Dacă nu reușește să stârnească în fața voastră, în mintea voastră, în sufletele voastre, întrebările existențiale ale vieții, dacă numai atât ați venit ca să aveți un blog roll din acesta care merge continuu, cu o așa numită închinare, cu predică, cu o așa numită predică, cu o grămadă de lucruri, înseamnă că v-ați ratat. Deci dumneavoastră aveți 18-20 de ani. Să nu vi risipiți anii ăștia într-o biserică în care nu o să reușiți performanța ca să vedeți ce e sufletul vostru, ce se ascunde în cutia Pandorei din pieptul dumneavoastră. Dom'le, noi suntem oameni buni și oameni răi. Fals, toți suntem aici răi. Suntem oameni excepțional de răi. Toți care suntem aici. Doamne, îți dau inima, ție ți-o dau, îți dau inima. Poftim, ia inima mea. De fapt, ce spunem noi lui Dumnezeu când vine de mea? Doamne, îți dau acest maldăr de gunoi, care este inima mea. Nespus de rea și nespus de înșelătoare. Ți-o dau ție, Doamne, curățește-o. Să nu cumva să aveți impresia că aveți o inimă bună. Noi nu suntem un popor bun, noi nu suntem un neam bun, noi nu suntem oameni buni. Oamenii buni nu sunt aici acum, nici nu știu unde sunt, în sectare. Oamenii răi sunt prin biserici. Noi suntem răi, că dacă ar fi să meargă în iad, răi, toți ar merge acolo. Dar în iad nu merg răi. În iad merg mai cei care nu se pocăiesc. Întrebarea asta, nu numai că o întrebare excepțional de puternică, ci și excepțional de personală. Zice, ce trebuie să fac
eu. Mă gândim, românii sunt ciudați. Ei vor să meargă în cer toți, asta e bunătatea românului. E direct, Catedrala Mântuirii Neamului. E singurul popor mântuit la grămadă. Cum se va trezi Dumnezeu cu noi în cer? Dar cum, mă? Venirea românii. Păi noi numai la mântuire o să ne prindă istoria împreună. În rest am fost despărțiți. Tot timpul. Moldova, Transilvania. Nu visați așa ca să aveți frontieră pe aici și să vină... să vină sudul cu pașaport. Nu visați așa câteodată. Dar la mântuire vom fi toți. În 1875, în Bucovina au refuzat să-l îngroape, într-un sat în Bucovina, au refuzat să-l îngroape pe un ofițer austro-ungar, pentru că era catolic în cimitirul ortodox. Și când au întrebat că s-a mirat, așa, domnule, murise de boală omul ăla, la 44 de ani, un colonel, și a zis, de ce nu îl înmormântat la noi? Și pentru că la înviere, Dumnezeu care face contract cu cimitirul întreg, mai ne vom trezi și cu papistașul sus în cer. La grămadă. Vreau să vă iasă ideea asta din cap. Domnule, pentecostalii, ortodoxi, toată lumea în cer, că Dumnezeu cu religiile face, cu bisericile face și cu neamul face. Trebuia să zic că ăsta, bunule învățător, ce bine să facă mama și tata să fie mântuiți. Nu l-a mai interesat de maică-sa și de taică-sa. Nici de neamul evreiesc. Nu l-a mai întrebat. L-a interesat de el. Ce bine ca să fac, ce trebuie să fac eu ca să moștenesc viața veșnică. Eu, mântuirea personală. Dumnezeu nu o să aibă niciodată nepoți, ci numai fii. Ce trebuie să fac eu? Vedeți? Tot e chestie de pronume personal. Și dracul poate să zică, satana poate să zică că Domnul este Mântuitorul. Și o zice. De el nu poate să zică Mântuitorul meu. Dar tu poți să zici, Domnul este Mântuitorul meu. Diferența între tine și diavolul este uluitoare, mare. Pentru că el nu poate avea pronumele posesiv meu. Că și dracii cred. Și se înfioară. Mulți români n-au credință nici cât un drac. Nici nu se înfioară, nici nu cred. Deci, dacă ăsta zice, ce va fi cu ăsta? Tot timpul e cu ălălalt, ce va fi? Va merge ăsta în rai? Sau nu va merge? Cum vă imaginați așa? Păi o să meargă toți, stânga, dreapta, și eu ce fac? Vă rog să credeți, să mă credeți, e cea mai egoistă lucrare care poate să existe vreodată, mântuire. Este scapă cine poate și vă garantez că vom ajunge la judecata lui Dumnezeu în șir indian. Unul după altul. În momentul în care te-ai gândit că să fii cu neamul sub soară, să te duci împreună așa după cap, într-o dulce înfrățire, ai greșit. Știți cum am văzut mântuirea? Tot spunea fratele Tico mai înainte că cu aeroportul. Mă gândesc bine de acasă, cu ce pantofi am să-mi iau din cei trei perechi, cele trei perechi care le-am, care mă duc să nu cânte. Acum, te duci acolo la poartă și lași totul. Cureaua din pantaloni, pantofii din picioare, ceasul de pe mână, banii mărunți din buzunar. Și când simți așa că nu mai e nimic, aștept să vină omul să te cheame pe poartă, vină fraiere. Și atunci te duci... Dar asta este. Cum crezi că se uită la tine? Ca la... șintri. Știți ce senzație ai ținându-te cu mâna de pantaloni? Indiferent cât ești de bogat, de grozav, îi văd desculți așa. Și Bill Gates bagă când merge cu avionul. Tot așa. Așa vom fi la ziua judecății lui Dumnezeu. Fără bagajul religios, fără banii lui taică-to, fără mașina lui maică-ta, care au luat-o când au divorțat ei. De obicei, cei mai bine îmbrăcați copiii săi la care le divorțează părinții. La așa nu li se refuză niciodată nimic. Bucurați-vă că nu, că vi se vă refuză grămadă de lucruri. Înseamnă că maică-ta cu taică-to sunt împreună. Unde a rămas? La poartă.
poarta aceea în care vine o zi în care va trebui să fim și pantofi și. Dar avem niște bagaje, faptele noastre bune, lăsați-le aici jos, zice Dumnezeu. Pentru că veți fi mântuiți fără ele. Și nu pot să iau nimic, nimic, absolut. Asta e mântuirea, prieteni. Ce vor zice oare prietenii mei dacă mă voi pocăi? Știți ce vor zice? Exact același lucru vor zice și dacă vei face cancer. Nimic. Când o să faci leucemie, o să-ți dai seama că nu se duci la Cluj, cât ești de singur. Și tot așa de singur o să te simți și în momentul în care te întâlnești cu Dumnezeu. Cred că înțelegeți ideea, nu? Ce o să zică profesorul de la școală, ce o să zică copiii, ce o să zică mama, ce o să zică tata, ce o să zică nu știu cine. Dar aici nu trebuie să mă intereseze. Chiar că nu te trebuie să mă intereseze. Am avut în urmă cu, nu știu, o lună de zile un botez, am văzut cum Dumnezeu a smuls soția de lângă soț și a mers în apă. Fiica lângă tată și a plecat în apă. Nu mai întreb pe nimeni. Când Dumnezeu te cheamă, știți unde suntem prinși? Suntem prinși inconfortabil între lume, în urmă lumea, înainte cruce. Așa suntem prinși striviți între lume și cruce. Nu te mai interesează. În urmă e moarte, în față e viață, sirenele care strigă, să strige. Tu ai un drum de făcut. Trebuie să mă pocăiesc, e hotărârea mea. Indiferent cât mă costă, indiferent cât mă doare, indiferent cât de singur voi fi și veți fi singuri. Nimeni nu se va aplaude, bravo, a făcut un lucru bun. La noi în România se aplaudă cine bea mai multe beri la concursul de băut beri. Mi-ați văzut pe YouTube cum a murit ăla cârnat în gură, concursul de mâncat cârnat. Bă, dar nu faceți concursul ăsta cu România, mă, nemâncați. Adică nu e un popor din nemâncați, faci concursul de mâncat cârnați cu ei. Nu-i înțeleg. Și eu mor acolo cu cârnat în gură. Aici e o întrebare personală. Ce trebuie să fac eu? Nu, avem noi boala asta noi. Ce bine îi se potrivește acum la predica la ăsta de lângă. Întotdeauna se potrivește la altă predică. Ce bine îmi spune mie astăzi. Eu sunt ăla. Eu sunt. Când predica Jonathan Edwards despre iad, oamenii se țineau de stâlpi ăștia de la biserică, ăștia de jos, nici. Să n-ajungă în iad. Frica aceasta puternică a iadului personal făcea să se prindă de stâlpi, să nu plece în clipa aceea. Va trebui să pricepeți că urmarea lui Hristos are gust de singurătate. Singuri. În al treilea rând a fost pusă întrebarea de un tânăr. Deci n-a fost numai o întrebare importantă, n-a fost numai o întrebare personală, ci a fost pusă de un tânăr. M-aș fi așteptat ca Nicodim să o fi spus. Și vreau să vă spun încă o dată ce am zis și nu m-ați înțeles. Cu cât mai bătrâni, cu atât mai greu de mântuit. Vă dau Horațiu Bonar, un studiu pe care l-a făcut. Mântuiții sub 20 de ani sunt 54,5% în biserici. Sub 20 de ani, 54,5%. Mântuiți între 20 și 30 de ani sunt 33,5%. Mântuiți între 30 și 40 de ani sunt 8,7%. Mântuiți între 50 și 60 de ani sunt 1,2%. Mântuiți între 60 și 70 de ani 0,4%. Peste 70 de ani, studiul zice, pe 300 de oameni a fost 0%. Atunci, băgați de seamă care e mântuirea, unde e mântuirea mai puternică. Sub 20 de ani. 54,5%. Cu vârsta nu vă faceți mai buni. Eventual vă faceți mai Parkinson, mai bunul, nici într-un caz. Mai triști, mai depresivi, mai colțoși, mai cu tabieturi. Care nu v-ați căsătorit până la 40 de ani, nu mai faceți.
foarte greu după aceea, că avem o grămadă de fixuri de la o anumită vârstă. Era tânăr ăsta, n-avea Parkinson, n-avea reumatism, n-avea nimic din toate astea și vine la Hristos. Mi-aduc aminte că unul, eu nu zic că nu se pot mântui și oamenii și după 70 de ani, că eu am avut la botez o femeie de 92 de ani. Și am fost bătut de unul dintre păstorii mei care a botezat pe una de 94 de ani. Vă dați seama? Dar eu prima dată, primul botez pe care l-am făcut la Dumărăviță de Codru, județul Bihor, de acolo era o stație meteo, de să spune, nu știu, cred că se spune și acum, că nu mai ascult nimic ni la radio, ni la televiziune, dar atunci se spunea temperatura. L-am băgat pe ăla 84 de ani avea. L-au băgat vreo 4 în baptistier, că nu putea să umble, numai așa. Și de acolo, pe apa aceea rece, tăioasă, vine bătrânul rezemat, prins așa, în copci, și zice, ce să mai bag eu acum, bătut Hristos? I-am spus nimic. De aici încolo nimic. Dacă voiai să faci, trebuie să te pocăi la 20 de ani. Ce să faci acum? Trebuie să te cărăm cu microbuzul. Eu nu zic. Sunteți exact la vârsta pe care o puteți da lui Dumnezeu. Și o puteți da și diavolului. Cui vreți? Nu-i prea tânără fata mea, îmi spunea o femeie, mă întreba astăzi pe e-mail sau ieri. Nu-i prea tânără fata mea la 14 ani să facă botez. Nu. Dacă la 13 ani nasc o grămadă de ele, de ce să fie prea bătrână? Adică numai diavolul ne poate folosi copiii tânări. La noi în biserică nu. Stați, domnule, lasă să se îmbătrânească. Lasă să se facă vreo 5 prunci. Păi să vezi că cât o să vede liber să slujească Domnul după aceea. Păi o să aibă acasă soție, copii, soacră, rate de plătit în bancă, o să fie foarte liber pentru slujire. Acum cât sunt copii și tineri să nu facă nimic. Și m-am bucurat, de exemplu, cel puțin biserica noastră de la 12 ani ia copiii și duce, de exemplu, într-una dintre departamentele de slujire, unul departament de slujire biserici. Până acum a fost la 14 ani și acum a coborât. Când au auzit că a născut una de 11 ani, eu băgă pe ăștia la 12 ani pe toți la slujire. N-ajung la camerele video de la... De multe ori când priviți la Țireșare TV, să știți că spatele camerei stau copii de 12 ani. Au scaun dublu ca să ajungă la cameră. Pentru că dacă nu-i folosim, nu-i folosește satana. Dacă, oricum, dumneavoastră să știți că nu există vid. Când nu folosești timpul pentru Dumnezeu, îl folosești pentru diavolul, nu pentru timp. Atunci îți vin gânduri, o grămadă. Doamne, știți, eu am problemele astea cu autosatisfacerea, ce să fac? Păi să ieși afară, mă, din casă. Te duci să muncești ceva. Se duc la sală, tineri care se duc la sală. Că n-ar merita ăștia niște pumni din cap. Atâția de butuci, de la femei spart. Ce sări ar trebui să le dăm noi lor. Atâta de construit și de ridicat, atâta bine de făcut, acoperișuri de schimbat. Oameni care au probleme. Și ei se duc la sală, să-și facă pătrate. E cap pătrat. E important, e important ca să ai de tânăr conștiința vieții. Vieți. Să știi că ești trecător pe pământul acesta. Dar să ai și conștiința morții tot de tânăr. Știți câți ani avea David când ne-a zis lui Ionatan? Cred că n-avea mai mult de 18. Viu este Domnul, frate Ionatan, că între mine și moarte nu-i decât un pas. Dacă să spui asta la 18 ani, să spui asta la 18 ani, sunt foarte interesați de moarte tineri de astăzi și asta e un lucru bun. Și biserica trebuie să-i învețe și cum să moară, nu numai cum să trăiască. De ani de zile învățăm pe oameni numai cum să trăiască. Să câștige bani, să căsătorească bine, trebuie să-i învățăm și cum să moară. Credeți asta? Pentru că cine trăiește frumos și moare frumos. Spunea una dintre surorile noastre de la Smurt, spunea că a văzut un accident pe șosea, fata era gata, am făcut niște injecții, zice că știa că nu mai ajunge până la spital. A venit maică-sa care a fost într-o altă mașină și a apucat-o pe maică-sa de guler. Și a zis, m-ai învățat cum să mint. Tu m-ai învățat, mamă, ținea de maică-sa de gât, tu m-ai învățat cum să înșel băieții. Tu mi-ai pus primele prezervative în geantă. Tu m-ai învățat să nu rămân gravidă. Tu m-ai învățat ca să fumez, tu, dar nu m-ai învățat cum să mor. Va trebui să ne învățăm copiii și biserica și cum să moară, numai cum să trăiască.
Pentru că iminența morții e deasupra fiecăruia dintre noi. Pentru că e o chestie aleatorie plecată. Plecăm cum vrea Dumnezeu. Devenit venim pe rând. Dar plecăm cum vrea Dumnezeu. Și tânărul acesta de tânăr a pus întrebarea aceasta. Ce să fac asta în viață veșnică? Să nu aștepți ca bătrânețea, ca familia după aceea și rutina vieții să pună stăpânire pe tine să mai pui întrebările acestea. Nu o să le mai pui niciodată. O să întrebi cum e francul elvețian, o să întrebi altceva după ce o să fii mai mare puțin. Nu o să mai întrebi unde să dă mai ieftin, nu știu mai ce, unde o să găsești scutecele pentru copii, cum o să termini facultatea și școala și serviciu și când te dă afară, câte luni ai dreptul la ajutor de somă. Asta o să te întrebi. Acum e vremea întrebării sufletului despre sufletul tău. Cum pot avea viață veșnică? Întrebarea asta a pus-o și un om moral. Să nu uitați că nu a întrebat unul care era prin bufet, ăla nu stătea cu, eu știu, cu, nu avea treabă cu Saint-Tropez. El era om moral. Nu în discotecă, nu în baruri. Ai ținut poruncile, toate le-am ținut. Pentru că marea noastră problemă este tocmai moralitatea, pe mulți. Domnule, eu am crescut în biserică, eu am citit Biblia, eu mă duc la școala duminicală, eu cânt, n-am fumat, n-am băut. Despre un rocker scria pe crucele la guma. N-a fost pletos, nici bărbos, n-a fumat, nu s-a drogat și a rămas până în casa părintească. Atunci, de ce muri la 33 de ani? Asta n-am înțeles. Dacă toate au fost bune. Dar numai noi lăudăm oamenii neștire pe ce mor. Bine, asta e marea noastră problemă a românilor, cu moralitatea. Noi avem păcate mici și avem păcate mari. Și noi și credem că suntem foarte bine pe drumul acesta pe care suntem. Domnule, eu n-am ucis pe nimeni. Și poate că așa este. Din punct de vedere fizic, n-am omorât pe nimeni. N-ai făcut avort. Dar cu vorba ucidem. Și Hristos zice același lucru. Domnule, eu n-am săvârșit adulter, n-am curvit. Nu, păi dacă te-ai uitat la o revistă, la o femeie, cum e îmbrăcată, vara, cum se duce. Hristos zice același lucru. Vedeți, Biblia condamnă și gândul. N-am furat de la nimeni, ai furat numele. Bârfa, ce credeți că e? Ucidere din aceasta de la distanță? Sau răutatea, lăcomia din noi, în toate celelalte lucruri. Dar nu este moral. Eu mă gândesc cât a fost el de mincinos până la urmă. Că zice că cu taică tot bine, da, niciodată ne-ai trânghit ușa. No. Întotdeauna a fost bea bun. Și de obicei avem probleme cu băieții buni. Băieții răi se pocăiesc. Nu exact ca și cu fetele. Fetele bune ajung în rai. Fetele rele ajung unde vor să ajungă, până la urmă. Nu? Asta era titlul unei cărți. Așa și cu noi. Băieții morali, fetele, n-am avut nimic. Nicio eroare. Așa o să și moară. Fete bătrâne și băieți bătrâni. În viața lor nu au făcut nimic. Absolut. Îi vezi în biserică, gândești că sunt niște zombi. Așa și cântă, așa și se închină, așa se roagă, parcă n-au creier, spălați. Niciun fel de bucurie, niciun fel de pasiune în ceea ce fac. Crescuți în biserică, în atmosfera asta de incubator. S-a noștri, ne-am bucurat de ei, dar oameni buni, drumul spre iad nu începe din discotecă. Nu începe de drumul spre iad, pentru mulți începe din biserică. Pentru că zice Hristos că ai ceva mai grețos decât de a fi rece. Și recele ăla din lume. Nu-l interesează de Dumnezeu, nu-l interesează de cele sfinte, nu-l interesează de nimic. El știe doar să mănânce, să bea, să trăiască bine. Ăla rece pe Dumnezeu. Dar există o societate mai îngrozitoare. Știți care? Aluia căldicei. Ăia călâie care stau prin biserici și pline bisericile de că n-au nicio fel de pasiune. Te uiți în ochii lor, exact ca la ochii părinților lor. Atât. Măcar părinții se mai ceartă între ei, la biserică, acasă. Mai vezi ceva. Dar ei nimic. Nici o eroare. Nimic. Absolut. Și lipsește ceva. Focul urmării lui Iisus Hristos. Pasiunea pentru Hristos. Omul acesta era moral și atâta. Și ce Hristos, moralitatea te scapă pe tine, prietene, de pușcărie. Nu de iad. Nu de iad. Pentru că în iad o să fie foarte mulți morali care o să meargă acolo în iad. Doamne, n-am făcut noi asta și cealaltă. Și ce Hristos? Plecați de la mine că nu v-am încă zice acolo că n-am prorocit noi. N-am dat, n-am făcut. Și ce Hristos? Niciodată pe voi eu nu v-am cunoscut. Și acum pe oamenii pe care nu-i cunoaște Dumnezeu,
unde merg oamenii ăștia? În iad, spune Biblia. Și atunci pun din nou întrebarea aceasta. Ce vină au avut? Vina de a fi căldicei, vina de a fi între cele două așezați, inconfortabil, între lume și Dumnezeu. Cu un picior în lume și cu un picior în biserică. Nu există mai mare durere decât aceasta. Oameni care atunci când sunt în lume nu pot să fie total al diavolului și când sunt în biserică nu pot să fie total al lui Dumnezeu. Ei nu știu. Așa stau. În ținutul nimănui, de fapt. No man land-ul acesta al vieții spirituale. Nici cu Dumnezeu, nici cu diavolul. Dar Dumnezeu spune că eu resping vidul. Oameni care au inima împărțită. Doamne, îți dau inima mea 85%, poftim din ea, ți-o dau ție. N-am nevoie de ea, ce Dumnezeu. Dacă nu mi-o dai toată, fii a ta, folosește tu, prietene. Toată inima asta pe care o ai. Mie nu-mi trebuie mie că 15% mă deranjează, decât mai mult decât mă bucur ale 85%. Pe mine nu mă interesează că tu ții pentru tine 15%. Nu mi-o dai toată, îți dau eu, zice, 85%, ți le dau înapoi. Fie toată inima ta. Dă-o cui vrei tu. Dumnezeu nu are nevoie de resturile vieții noastre. Dumnezeu are nevoie de la noi de totul sau nimic, pentru că nici el nu l-a dat parhanghelul Gavril să-l prindă de aripi sus pe cruce. Și a murit pentru noi Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. N-a dat Dumnezeu ceva de mâna a doua din rai. Și a dat ce a avut mai bun. L-a dat, a dat dumnezeirea să moară pentru mine și pentru tine. Rău! Pentru mine cel rău. Spunea Pavel, dintre cei mai mari ticăloși, primul sunt eu. Deci nicio părere bună despre noi. Nu cumva să mai gâdelați firea pământească, în pușca, în cap. Spune Sfântul Apostol Pavel, nu mai gâdelați. Nu suntem buni. Bune. De ce mă numești bun pe mine, zice Hristos, către tine? Bun e unul singur. Dumnezeu. Noi nu suntem buni. Și omul acesta moral, vine și pune întrebarea aceasta. Știți că i-a pus întrebarea? Cui trebuia? Domnul Iisus Hristos. A pus întrebarea singurului care putea să-i dea răspunsul, pentru că Iisus a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Mi-am adus aminte de o întâmplare adevărată, se spune că o mamă cu un copil era într-un vagon de tren, era zăpadă, era stații lungi de 2 ore între stații și femeia aceasta a văzut că s-a oprit, a auzit că s-a oprit trenul și a întrebat pe cel care era în compartiment, e gara cu tare la care l-a zis da. Și femeia a zis, da, aici trebuie să cobor. Și femeia a coborât. Trenul s-a pus în mișcare și au stat liniștiți. După o oră, a auzit că urmează gara unde trebuia să coboare femeia. Și omul s-a dus și a întrebat pe conductorul cel de la tren și a spus, domnule, n-a fost înainte cu o oră. Nu, domnule, zic că am oprit, că am avut o problemă la locomotivă. Și femeia s-a dat jos în plin câmp, au găsit-o 2 zile moartă și pe ea și pe copil. Pentru că a avut o referință fantastică. A întrebat pe unul din compartiment, domnule, poți să cobori aici, stația cu tare. Da, doamnă, coborâ liniștit. Și atunci punem întrebări în stânga și în dreapta, toți neaveniții. Mereu ne place să luăm lucruri de la mâna a doua, nu să cercetăm noi sursa. De aia avem nevoie de atâția predicatori, de aceea avem nevoie de atâția cârje care să ne ducă undeva. Nu mai suntem în stare să mai gândim nimic pentru noi, exact așa cum nu suntem în stare, decât să traducem niște cântări. Pentru că n-a sosit încă vremea aceasta și nu o să mai sosească niciodată, ca să putem să avem noi cântările din interiorul nostru. Să putem să cânte inima noastră spre gloria și slava lui Dumnezeu de undeva. În România, nu se, dacă băgați de seamă, nu se mai compune nimic. Nici poezie, nici cântare. Biserica creștină nu mai are ce să mai dea. Îmi pare rău că n-am să vă fac o experiență, să vă dau o găleată. Dar luați-o dumneavoastră acasă. Luați un burete uscat și stoarceți-l. Nu iese nimic din el. Îmbibați-l în apă respectivă și stoarceți-l. Vă pun întrebarea aceasta. Din buretele acesta, când iese ceva? În momentul în care a fost cufundat complet undeva, în ceva. Bun. Și ce iese din el? Păi, ce-l bag? Dacă îl bag în apă, nu o să curgă vin. Dacă îl bag în mizerie și îl storc, mizerie o să curgă din el. Nu vi se pare ciudat că în ultimul timp stăm doar și ne vorbim și ne lovim între noi, pentru că biserica de fapt nu mai are ce curge din ea, întrucât râul de apă vie, care trebuia ca să fie noi niște bureți îmbibați,
În momentul în care trebuia să fim strânși puțin, să vină de acolo cântarea, să vină de acolo bucuria, să vină de acolo predica, să vină de acolo pasiunea, toate celelalte lucruri pentru Iisus Hristos. Să-L tai, Domnule, să-L tai, emo, să-L tai cu lama. Și ce să curgă din El? Hristos. De ce trebuie să trăim mereu cu cârjile alții? Alții ne predică, alții... Eu nu știu, eu nu deschid cuvântul ăsta, n-am treabă. Pe mine mă interesează, de exemplu, ce fustă și-a luat Maria pe Facebook. Cu ce mai vine și Maria? Uite, Doamne, spală pisică. Singura realizare a Mariei în ultimii 8 ani. Spală mâță. Și trebuie ca să dăm toți like că și-a spălat Maria pisică. Și că a fost la cumpărături. Ce realizare Mariei! Haideți să ne bucurăm cu toții că a ajuns în sfârșit și apă la mea. Și nu e o loacă cum am crezut noi. Uite că face mișcare, Domnule. E vremea ca să vă treziți, ne trezim puțin. E vremea ca să facem ceva, să mișcăm lucrurile, că numai voi le mai puteți mișca în țara asta. Să vă luați gândul că Domnul Iohannis poate să o facă. Nu poate. În România singurii care mai pot mișca ceva în România sunt creștini. Nu o să o faceți voi, să vă duce spre pierzare țara asta. Am făcut la fiecare colț de stradă câte o biserică. Nu vă vine să credeți, tot la două zile în România să deschide o biserică. Culmea culmelor. Deci cel mai spiritual țara din lume. Din lume. Nu există colț de stradă, nu de acolo de biserică. Orice o să fie. La fiecare colț de stradă, fiecare are biserica lui. La două zile se deschide în România o biserică. Tot la trei zile se închide o școală. Pruncii care trebuia să meargă la școli sunt morți. Băgat în chiuvetele doctori. Fim un popor de bătrâni. O țară de bătrâni. Vorba fraților Coen. Și nu-i loc pentru ei. Știi ce au spus grecii când s-au întâlnit cu Iisus? Domnule, vrem să-L vedem pe Iisus, la care zice Andrei, uite aici Petru, papa primul, ce m-ați înțeles greșit. Noi vrem să-L vedem pe Iisus. Nu ne interesează papii voștri, nici doctrinele voastre. Noi vrem să-L vedem pe Iisus. Nu ne interesează nici școlile voastre de teologie. Nu, pe aici să scrie în limba greacă, pe avonile noastre. Stau oamenii să uite, deșteptă să știu. Morți. Pentru că în Fapte 4 cu 12 spune că nimeni altul nu este mântuire decât numai în Iisus Hristos, numele Lui slăvit să fie. Singurul care i-a pus întrebarea, puneți, adică ce am vrut să zic cu asta? Haideți să vă explic. A luat cămașa lui Iisus Hristos la Zarul. 6-6. Bun, în sfârșit. A plecat cu cămașa acasă. Nevastă l-a întrebat pe ăla, pe sulițaș. Zice, cu ce te-ai ales? Cu cămașa al lui Hristos. Uite, are cămașa de Hristos. Deci, teoretic, îl cunoaște pe Iisus. Dar asta e cunoaștere de mâna a doua deja. Prin cămașa. El nu l-avea pe Iisus, avea doar cămașa lui Iisus. Eu vreau să vă spun ceva mai important. Baptiștii își întreabă păstorii. Pentecostalii întreabă prorocii. Numere scurte. Să fac sau să nu fac? Fă. Barieră albă. Bine mă, dacă e barieră. Nu mai contează ce culoare. Bun. Și așa am gândit eu barierele. Ortodoxii măcar nu mai întreabă pe nimeni. Dar totdeauna și în prietenii noștri. Haideți să vă povestesc. Știți cum văd eu lucrurile? Eu le văd că atunci când ai o problemă să vă coborâți liniștiți pe genunchi să spun, Doamne, eu sunt aici, n-ai putea să spui roabei tale nevrednice. Uitam o frământare. Să ajungeți la stadiul acela în care să vorbiți cu Dumnezeu gură către gură. Ce bine să fac? Ce trebuie să fac? Ce mai vrei să-mi schimb în viața mea? Pentru că chiar că nu mai știu. Încotro vrei să alerg, ce vrei să îți mai spun și astăzi, mai spune-mi tu mie ceva. Și vreau să vă învăț o șmecherie, în sensul bun al cuvântului, cuvântul șmecherie. Întotdeauna, înainte de a vorbi,
dumneavoastră, lui Dumnezeu, lăsați să vă vorbească El vouă prima. Întotdeauna dimineața să citiți Biblia înainte de a vă ruga. Pentru că prima dată trebuie să-mi vorbească El mie. Și după ce mi-a vorbit El mie, și am observat asta în viață, și știți ce mi s-a întâmplat? De multe ori am avut o întrebare de pus și nu i-am pus-o. Am zis, vorbește-mi tu primul. Și el care știa ce întrebare trebuie să pun eu, mi-a dat și răspunsul din Scriptură. Și n-a mai trebuit să-mi pun întrebarea. N-am mai avut timp decât să laud după aceea. N-avea rost. Deja aveam răspunsurile de dimineață. Și vă spun șmecheria asta care funcționează. Prima dată lăsați să vă vorbească El și apoi vorbiți voi, Lui. Și veți vedea că de multe ori nu mai trebuie nici să vă rugați. Puteți să cântați doar. Să lăudați, să-i preamăriți numele. Și veți vedea ce frumos este. Dar, totuși, de ce spune Biblia și mergem în Matei iar? De ce zice că n-a mers după Iisus? El a crezut, dacă băgați de seamă, ce bine și ce trebuie să fac. El a crezut că mântuirea prin fapte, trebuia să facă ceva. Și a zis Hristos, dacă tu vrei să faci ceva și tu ai bani mulți, tu vrei să mă urmezi pe mine? Da! Vreau să te urmez pe tine. M-am hotărât să urmez pe Iisus. Bun, zice Iisus. Duce și vinde BMW-ul, vinde tot ce ai. Ia, dă-l jos și lanțul ăla. Dă-l jos acum. Ce Iisus, hainele de pe tine, toate, toate, îți dai un cearșaf așa și șlapi în picioare și vii după mine. Unde vin? Păi nu știu, depinde. Poate că pe tine o să-ți pună pe foc. Pe Bartolomeu l-a jupuit de piele. Pe Ștefan l-a împrășcat cu pietre. Nu știu ce Hristos am văzut. Spun ce va fi cu tine, cum vei muri. Vei muri de murit. Dar ca să vedem cu moartea, cum va fi asta cu totul altceva. Și ce că tânărul nu a mai putut să se ducă, că avea multe bogății. Bogățiile i-au furat viața veșnică. Ne bucurăm undeva că nu suntem prinși în urechea acului ca el. Noi nu avem atât de bogății, slavă Domnului, zicem. Eu cred că e un blestem să fii bogat. Și o binecuvântare ca să fii pocăit bogat. Avram avea, zice, bogăție fantastică, dar era copilul lui Dumnezeu. Câți dintre voi a citit Orașul cu Sălcâmea lui Mihail Sebastian? Să citiți că o carte de dragoste frumoasă. Gata, cred că v-am prins așa. Să citiți, mă, că dacă citiți, nu mai cumpărați de la Uniunea Europeană multe. Citiți. Cu cât vom citi mai mult, cu atâta nu vom fi conduși ca vițele spre abator. Dar spune, veți avea și multe dureri. Păi da, și nu? Ce ne-am face fără durere? A spus întrebarea aceasta, dacă nu te-ar mai durea nimic, să te doară mâna și să o pui pe sobă, să nu te doară. Să vă ferească Dumnezeu de ziua în care nu o să mai aveți dureri. Deci aveți ce zic? Să vă doară. Că atunci când vă doare, sunteți sensibili. Și nu numai pentru voi, sunteți sensibili și pentru alții. Că zici, mă, și pe mine m-a durut. Atunci nu o lovesc pe ea, pentru că știu că o doare și pe cum o dură pe mine. Atunci o iert. Și eu am fost fără pâine și o să-i dau pâine. Și eu am fost fără, pricepeți? Și în Orașul cu Sălcâmi, Buț, unul dintre cei care erau acolo, ce făcea? Sărac, student, sărac, sărac, nu, licean, sărac, sărac, sărac. Și el avea o joacă vara. De primăvara până vara, se plimbau ăștia prin parc. Soția așa. Protipendat de Orașul. Buță stătea săracul cu un ban. Un bănuleț. Stătea într-un tufiș și când trecea oia, arunca în spatele lor, ban. Fiecare aude ce vrea. La ce e acordat să audă. Și povestea Buță. Bă, zice, a fost o vară extraordinară, mă zice. O vară plină, ce n-am avut-o nici în anul 1, nici în anul 2, dar acum în anul 3, zice, extraordinar. Ce am pus în genunchi jumătate din oraș. Zice, primarul, zice, de două ori cu nevastă sa. Căutau, zice, eu prins ăla, vardistul, care aprinde, eu cu lumânare. Toarce, da, a căzut domnul, aici a căzut banul, dar a căzut. Pe prefect l-am pus odată, zice, toată vara. O reușit jumate din oraș să-i pună cu bănuți în spate. Pentru că erau acordați la bănuți.
Eu nu știu la ce a acordată urechea în anii ăștia care au fost. Dar vreau din toată inima și-a trecut peste tine să ți-i acordez la Dumnezeu. Am vrut să vă spun o poveste mai ciudată și nu o poveste cu oameni mântuiți, ci o poveste de viață. Și știți cu ce vreau să închei? Cu ceva mai dur. Cei mai mulți oameni care au plecat la Hristos, de la El au plecat nemântuiți, nu mântuiți. Vă rog frumos să citiți asta în Noul Testament. Câte întâlniri a avut Hristos cu niște oameni și câți au plecat mântuiți de la El? Cei mai mulți oameni au plecat de la Iisus nemântuiți. Și știți de ce? Pentru că pocăința Lui a fost nu una călduță, ci una puternică, dură. Lași totul și vii după mine. Aici nu mai e vorba, așa l-a chemat pe Matei. La Caravaggio, în tabloul lui, în tabloul lui Matei, arată cum. El, Hristos a zis, vină după mine. Și a plecat. Și Matei s-a sculat de la vamă, a zis, nu stai să termin tura. N-a zis asta. Nu stai să predau. Nu, n-a predat la nimeni. Sau putea să pună o întrebare mai de bun simț. Unde să vin după tine? N-a pus nici întrebarea asta. Pentru că cu Hristos, tu știi în interiorul tău unde ți se termină drumul. Așa că nu pune întrebare. Pentru că drumul se termină de unde am început predica. În albastru de Voroneț. Al cerului. Amin. Vă invit să ne ridicăm, să ne rugăm Domnului. Și gândul meu ar fi așa, să ne unim câte doi și să ne rugăm Domnului. Întoarceți-vă stânga, în dreapta, căutați pe cineva cu care să vă rugați. Învățați să vă rugați cu cineva. Și încet așa, ca să vă audă doar celălalt, rugați-vă Domnului. Și mulțumiți Domnului pentru cuvântul Lui și chemați-L în inima voastră pe Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților.
Domnul este păstorul meu, eu lipsăram să duc din vespășunii și din ape vii, eu sufletul mi-a dat povață. Să plecați capetele și vreau să întreb dacă cineva în seara aceasta vrea să se pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu și s-a hotărât în urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu care determină credința noastră și care dă credință, s-a decis în seara aceasta să-L urmeze pe Domnul. Este cineva în timp ce noi ne rugăm din toată inima ca să chem numele Domnului, să fii mântuit? Poți să arăți lucrul acesta printr-o ridicare de mână? Acolo unde ești, să te întorci la Dumnezeu. Dumnezeu să te binecuvinteze. Dacă mai este cineva, vă rog să ridicați mâna. Dacă s-a hotărât încă cineva și a fost o fată, așa am văzut eu, poate nu văd bine, dacă sunt și alții, mai vrea cineva să se hotărască pentru Domnul? De ce credeți că să fac lucrul acesta? Este important să știi data când te-ai întâlnit cu Iisus. Nu te înșela. Să spui că te întâlnești progresiv. Dacă ai o prietenă, nu o să te întâlnești progresiv, ci trebuie să știi locul și ora exactă. Și dacă asta e ora, asta e data când vrei să te întâlnești cu Hristos, acum e momentul. O
hotărăște-te chiar acum, ca să știi precis că în 6 februarie 2015 l-ai chemat pe Domnul în inima ta. Și ori de câte ori diavolul îți va spune altceva, tu spui, atunci m-am întâlnit cu Hristos. Mai întreb o dată, în afară de cine a ridicat mâna, mai este cineva care vrea să se hotărască pentru Domnul? Dacă încă nu te-ai pocăit și vrei să o faci acum, ridică mâna să ne rugăm pentru tine. Tu ești Domn peste întreg pământ, Tu ești Domn peste întreg pământ.
Domnul Dumnezeu, în foc mistuitor, o flacără sfântă. Ia-l nostru, drept judecător, bun și îndurător, din ce ne ascultă, către el noi vom. Judecător, bun și-ndur.